Elon Musk vrea să ne pună chipuri în creier, iar studiile arată că această tehnologie în curs de dezvoltare ne poate afecta mintea în feluri bizare și îngrijorătoare. Compania Neuralink a miliardarului american a lucrat la implementarea de chipuri în creierul oamenilor încă de când a fost fondată în 2016. După ani de experimente efectuate pe animale, Musk a anunțat recent că cercetătorii săi se pregătesc să înceapă testele pe oameni. Neuralink și alte companii din domeniul chipurilor pentru creier încearcă de ani de zile cum să descifreze misterul declanșării de comenzi digitale cu ajutorul semnalelor transmise de creier. În alte cuvinte, să muți cursorul unui mouse, să trimiți un mesaj sau să scrii într-un procesor de text doar cu puterea gândurilor. Atenția cade în primul rând asupra tratării cazurilor medicale, precum ajutarea oamenilor paralizați să comunice, dar Elon Musk a dorit mereu ca chipurile Neuralink să facă parte din mainstream. După cum a spus-o chiar el, vrea să pună un feedback în craniul tău. În filmul The Terminal Man din 1974, un bărbat primește un implant în creier pentru a-l ajuta să facă față crizelor de epilepsie. Cu toate că operația pare să fi fost un succes, lucrurile degenerează în momentul în care expunerea prelungită la efectele imprevizibile ale chipului asupra creierului său îl transformă într-un maniac extrem de violent. Chipurile pot provoca schimbări de personalitate neprevăzute de cercetătorii care le-au creat. Până acum, nu a fost niciun caz real precum cel al bărbatului terminal, dar există dovezi convingătoare care sugerează faptul că dispozitivele de interfață creier-calculator pot provoca schimbări cognitive care merg dincolo de funcțiile prevăzute de creatorii tehnologiei. Unele dintre aceste schimbări au fost pozitive. Anna Wexler, profesor asistent de filozofie la Universitatea din Pennsylvania, a intervievat oameni care aveau boala Parkinson și erau supuși procedurilor de stimulare cerebrală profundă. Un tratament chirurgical care presupune implantarea de fire metalice subțiri care transmit impulsuri electrice spre creier pentru a ajuta la atenuarea problemelor motorii. Ea a descoperit că mulți dintre pacienți își pierduseră conștiința de sine înainte de a urma tratamentul. Mulți au simțit că boala le-a furat în anumite privințe ceea ce îi face pe ei cine sunt, a spus Wexler. Îți afectează cu adevărat identitatea, conștiința de sine dacă nu poți face lucrurile pe care crezi că ești capabil să le faci. În aceste cazuri, interfața creier-calculator i-a ajutat pe oameni să se redescopere pe ei înșiși prin tratarea bolii care stă la baza problemelor cu care se confruntă, relatează Digi24.ro.